În ediția de marți a emisiunii matrimoniale, Casa Iubirii Robi se va declara sătul de Julia, care, la rândul ei, nu-și va mai dori să-i vorbească tânărului. Dialog tăios între Robi și Julia. Mă enervează, deja mă simt stresat. Robi și Julia nu se mai suportă. Ediția de mâine din Casa Iubirii va fi incendiară și tăioasă, pentru că Julia și Robi vor declara că nu se mai suportă. Astăzi să nu fiu asociată cu Robi, vă rog, va spune Julia. Pe mine mă enervează subiectul Julia, pe mine mă enervează, deja mă simt stresat, vorbesc serios, îi va spune Robi Aleinei, în grădină. Cu toate că Julia își va exprima dorința ca Robi să nu o mai bage în seamă și să nu mai discute cu ea. Robi se va arăta îngrijorat de motivul pentru care blondina este supărată. Replici dure, ce vrei să mai discuți cu mine, va întreba, nervoasă, Julia, de ce ești supărată, va întreba Robi. Nu mai e problema ta, va exclama Julia. Între timp, Julia și Robi vor ajunge în casa băieților. Zadarnice vor fi încercările lui Robi de a discuta cu Julia, căci concurenta îl va evita și nu-l va băga în seamă, lăsându-le să vorbească singur. În timp ce Julia va sta la masă cu Ștefan și Robert, Robi o va întreba dacă dorește să-i ofere un pahar cu apă sau suc, dar aceasta va fi deranjată de întrebarea lui. Vai de capul meu, va exclama Julia. Ferească Dumnezeu, va continua Robi, păi ferească Dumnezeu. Ți-am zis să nu mă mai bagi în seamă. Lasă-mă, va declara Julia, Robi și Julia nu se mai suportă. Într-un moment în care apele parcă se liniștesc, Julia și Robi se vor îmbrățișa și nu se vor mai certa, Ștefania, nemulțumită de mentalitatea concurenților. Tot în episodul de astăzi, Patrick și Ștefania vor sta de vorbă în grădină, acolo unde Patrick îi va mărturisi ce l-a atras la Virginia. Secunda a fost la Virginia, n-am să mint, a fost o atracție fizică, adică mi-a plăcut cum arăta, va spune Patrick, eu sunt considerată o persoană foarte matură pentru vârsta mea, dar aici voi mi se pare că aveți o mentalitate mult mai înapoiată, va spune Ștefania. La acest răspuns, Patrick îi va mulțumi în numele tuturor și va începe să râdă. Amuzat de faptul că Ștefania, cel mai probabil, nu a realizat că prin declarația ei își jignește colegii. Luni, în Casa Iubirii, discuțiile aprinse dintre Julia și Robi se vor accentua. Ediție incendiară, deoarece Julia va scoate la iveală detalii șocante despre Aleina. Îi place de Robert. Julia iese la atac. Concurenta va face acuzații dure la adresa Aleinei. Cum va reacționa Robi? Iată ce se va întâmpla mâine între concurenți. În ediția de mâine, Julia și Robi vor avea parte de un schimb de replici acide. Neînțelegerile dintre cei doi concurenți nu se mai termină din cauza că Robi o place pe Aleina și o tratează cu indiferență pe Julia. Însă, Julia nu se lasă și este hotărâtă să-i arate acestuia adevărata față a Aleinei. Iată ce urmează să se întâmple în Casa Iubirii. Robi spune: mie în momentul de față îmi place Aleina și vreau să mă axez pe Aleina. Uită-te cât de frumoasă e, mamă, o ador, Robi spune. Eu nu sunt a doua variantă, niciodată, Julia spune. Păi, cum? Pentru Aleina ai fost pentru că l-a plăcut pe Robert, Robi spune. L-a plăcut din cuvinte, Julia spune. Dacă Robert se duce acum și face pași spre ea, crede-mă, o să-i placă mai mult, Robi spune. Ok. Lasă-l să facă pași către ea. După discuția tensionată cu Julia, Robi va vedea imagini cu Aleina și Robert, imagini ce vor demonstra ceea ce a spus Julia. Robi își dă seama că Aleina este atrasă de Robert și că îl place. Mai mult. Acest lucru va fi observat și de băieții din Casa Iubirii. Patrick vorbește cu Robert din nou, Bogdan spune: nu știu dacă v-ați uitat la emisiune, dar Aleina a declarat că îi place de Robert, Patrick spune. Îi place. Și mie mi se pare pe fața ei că îi place de Robert, Robi spune. Da, îi place. În ediția de mâine, tinerii care au venit în Casa Iubirii să-și găsească jumătatea vor avea parte de tensiuni aprige și neînțelegeri. Acestea apar de cele mai multe ori din cauza orgoliilor prea mari sau a geloziei, în care conflictele vor pluti în aer. Replici tăioase, reproșuri și mulți nervi, cam așa s-ar putea rezuma.
Avem informații în prealabil, cei mai votați concurenți în gala de astăzi, duminică 28 ianuarie. Vor fi doi favoriți în această gală, toate fetele îl vor propune pe Laurențiu la eliminare. Daniela se vede clar că e o fățarnică și trebuia să-l respingă dacă nu îi plăcea, nu să joace teatru și să-l ducă cu zăhărelul pe Laurențiu și pe noi publicul. În casa fetelor cea mai nominalizată este Daniela, de către băieți. În casa fetelor cea mai votată favorită este Larisa, iar la băieți, cel mai votat băiat de către telespectatori este Patrick, însă dintre Larisa și Patrick, cel mai votat concurent se pare că este Patrick. Nu ne miram, deoarece Patrick este un concurent cu suflet bun și un concurent de temut, Patrick fiind cel mai votat și favorit în același timp. O va propune la eliminare pe Bianca. Va apărea o nouă regulă, probabil datorită că staful a văzut cât a suferit Laurențiu și datorită că a spus că a demisionat pentru iubire. Acesta primește o nouă șansă, favoritul. Fiind Patrick, poate să aleagă orice culor salvarea lui, Laurențiu, dintre Bianca, Daniela și Laurențiu, la nominalizare, Laurențiu. Este cel mai slab votat concurent și el trebuie să plece acasă, dar, surpriză mare, Patrick își arată sinceritatea lui și renunță la cec pentru a-l salva pe Laurențiu. Foarte frumos gest! Voi ce părere aveți? Lăsați comentarii, lăsați un like și abonați-vă pentru informații despre galele Casa Iubirii. O nouă gală incendiară. Andreea Mantea va face un anunț important. Laurențiu este la un pas de eliminare. Un singur concurent îl poate salva. Cine este acesta? Situație incredibilă la Casa Iubirii. Nominalizările făcute de concurenți vor declanșa situații tensionate și multe lacrimi. Iată ce se va întâmpla în cea de-a doua gală a sezonului 3, momente emoționante și lacrimi în gala de duminică, 27 ianuarie, a emisiunii Casa Iubirii. Tensiuni și răsturnări neașteptate de situație în gala de duminică. În această săptămână, băieții au parte de o veste neașteptată, care îi lasă pe toți fără cuvinte. Laurențiu va fi nominalizat pentru eliminare. Lucru care îi va lua prin surprindere pe ceilalți concurenți, după ce Andreea Mantea va anunța că este la un pas de eliminare, Laurențiu va izbucni în lacrimi. Concurentul nu-și va putea stăpâni lacrimile, deoarece a făcut anumite sacrificii pentru a ajunge în Casa Iubirii, Andreea Mantea spune. Laurențiu, ai 4 voturi. Îți pare rău. Ți-ai fi dorit să fie altfel, Laurențiu spune. Nu neapărat. Sunt sigur că toți au venit pentru experiență, să cunoască pe cineva, mai ales eu că... Andreea spune. Mantea mai ales tu, pentru că, Laurențiu spune. Am făcut niște sacrificii. Am renunțat la muncă. Nu pot să vorbesc. În episodul din 27 ianuarie... Andreea Mantea va face un anunț extrem de important pentru toți concurenții, un anunț care îi va ajuta doar pe cei care sunt la un pas să părăsească Casa Iubirii. Un concurent propus spre eliminare poate fi salvat de nimeni altul decât favoritul telespectatorilor. Poți să-l salvezi pe Laurențiu, dar să renunți la cec, la cei 5.000 de lei, sau poți să păstrezi banii și Laurențiu pleacă acasă, este anunțul făcut de Andreea Mantea în gala de duminică, 28 ianuarie, rămâne de văzut dacă Laurențiu va părăsi sau nu Casa Iubirii. Voi ce credeți? Merită salvat de către favorit. Suma incredibilă pe care Andreea Tonciu a câștigat-o pentru o săptămână la Survivor România All Stars. Klaus Iohannis ar fi invidios, Andreea Tonciu a părăsit joi seară Survivor, bruneta a rezistat doar o săptămână în Republica Dominicană, însă eforturile sale nu au fost în zadar și asta pentru că cei de la ProTV au avut grijă să o răsplătească pe măsură, suma incredibilă pe care Andreea Tonciu a câștigat-o pentru o săptămână la Survivor. Andreea Tonciu a câștigat într-o singură săptămână la Survivor România All Stars mai mulți bani decât câștigă într-o lună președintele Klaus Iohannis, după ce a fost eliminată din competiție. Andreea Tonciu a primit în cont generoasa sumă de 6.000 de euro, conform unor surse CanCan.ro.
Aceleași surse susțin că bruneta a știut cum să negocieze cu postul de pe Pache Protopopescu și că a acceptat să participe la competiția din Republica Dominicană doar dacă la finalul fiecărei săptămâni va primi în cont suma de 6.000 de euro. Experiența Survivor nu a